În semn de solidaritate, primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că va propune Consiliului Local Suceava în ședința de săptămâna viitoare să aprobe transferul gratuit al casei căsătoriilor. Aceasta este amenajată în zona centrală, în spațiul în care a funcționat o bancă. Spațiul ar fi folosit de către Consiliul Județean până la reabilitarea clădirii afectate de incendiu. Un gest de solidaritate. Așa cum se știe, primăria municipiului Suceava intenționa să mute direcția de stare civilă, Casa Căsătoriilor, în zona centrală, pe Nicolae Bălcescu, acolo unde noi am avut o închiriere la Banca Românească și care a expirat. Suntem în faza de finalizare cu aceste lucrări acolo, 4 birouri destul de mari, spațioase și anexe. În urma solicitării venite la Consiliul Județean, voi propune în hotărârea de ședința de Consiliul Local de săptămâna viitoare să dăm în folosință gratuită aceste spații Consiliul Județean pe perioada reabilitării clădirii Consiliului Județean, repet din nou, pe perioada reabilitării, un an și jumătate cât durează acolo, având în vedere și primăria are nevoie de spații, așa mi se pare corect. Sigur că și noi avem nevoie de aceste spații, suntem într-o fază de reorganizare cu Direcția de Fonduri Europene, dar astăzi situația acolo este o situație destul de delicată, aproape disperată, nu sunt spații și cred că așa este normal să dăm dovadă de solidaritate. Ca atare, voi propune Consiliului Local să aprobe darea în folosință gratuită până la reabilitarea clădirii Consiliului Județean, a celor aproximativ 250 metri pătrați suprafață utilă, care, așa cum am spus, sunt 5 birouri mari, spațioase și spații de depozitare.